c'est parti. Hai că e ceva franțuzesc, trebuie să a ceva gazos. Montă, cred că avem conopidă. Mama. Aproape. Conopidă și gulie. Și broccoli. Bine, bine că sunt singur acasă. Asta ne trebuie. Hai. O, oh, da, bă. Baza de Bruxelles. Baza de Bruxelles, Aole, mirasă, și mai așa. Și mai rău. Dar arată bine parfumul. E de pui. Dar întrebarea mea este, de ce să pui și varză de Bruxelles, și conopidă în aceeași farfurie, și broccoli, pardon, în aceeași farfurie? Pentru că e bun. E foarte bună combinația. Știi ce cred eu? Eu cred că avem de-a face cu un doctor gastroenterolog. Și asta este pregătirea pentru colonoscopie. Aolo! Te ajută. Te ajută. 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 Băi, îmi place verdele ăsta mult în farfurie. Asta se întâmplă când nu exagerez cu gătitul la broccoli. Să nu vă supărați pe mine, n-am înțeles niciodată piureul de broccoli. Nicio. Dar ce, nu e bun? Sau ce, de ce nu l-ai înțeles? Nu e o legumă care se pretează la piure. N-are nicio treabă. Are și sos. Dar nu cred că de-abia acum ai văzut sos. Avem o domnișoară care se ocupă de design interior. Da, da, da. Ori face echipanul. Din asta, zi. Da. Curți. Mai bine nu custa din sos. Grădină, da. Amenajer grădină. Ce are, mă, sos? Moca. Jiu de carne, jiu cu unde miere și ceva. Foarte dulce. Și ce? De miere. Doamne domnișoară. Da, mă, e fată. După, e vezi mână de e femeie aici, de, nu se poate. Bucătar de meserie. E posibil, da. Cu siguranță, fac pariu. Mai degrabă să știi că aici e vorba de o poză. Mai mult decât gătit, e vorba de o poză. Vezi? Hai să votăm atunci. Foarte frumoasă. Ce? Pătrat. Chiar nu știu ce să cred, chiar nu știu. Dar un lucru e sigur, am respectat tema pentru bere și e pentru pătrățele. A tăiat baconul pătrat. Și astea, mă, pătrate. Gata, mă, am pătrat. A luat niște pătrățele așa din parmezan, niște pătrățele din bacon. Avea ceva pătrat acolo. Un fel de carbonara? Nu sunt fan. Ia. Faptul că a ales tagliatelele nu mă încântă foarte mult. Știi ce mi se pare aiurea la ele? Cam prea sărate. Un pic. Un pic sărat. Humus sau ce acolo? Acum, ce-i drept, la brunch se mănâncă mult. O să vedem dacă gustul este o randevu, cum spunem. O cu ciuperci. Asta cu fructele astea pe aici nu înțeleg care e treaba. Amestecate așa. Sincer, ce nu înțeleg eu de aici este smeura în combinație. Și uite, vreau să îi ofer ocazia să gust combinația de gust. Prima farfurie n-are nicio treabă cu brunch. Pare o farfurie de nebun. Asta e de la Bonte, în echipă. Păi greu să faci brunch din nimic. Nu e brunch în totalitate. Prima farfurie este un concept de aperitiv, de fapt. Mulți dintre ei nu cred că o să înțeleagă ce e la brunch de legume. O să fie complicat, era greu și pentru noi asta. N-am înțeles ideea farfuriei. Opa! Opa, sau aici stai. Poate fi Nina. Opa, stai așa că mai stăm un pic. La mine sunt diferite tipuri de legumi. Este piureul de broccoli, sosul de beurre blanc și este și spana cu tras la tigaie. Deci sunt mai multe elemente în farfurie. Nina, mă! Asta e Nina! Hai, uite asta. O farfurie bună și asta. Foarte simplă, în primul rând. Peștele, de regulă, are nevoie de ceva simpluț. Florin zice aici, Nina, că zice, uite, are cale, are astea. Nina, e sigur Nina. O să o ținem așa cu Nina la toate farfuriile, până, până vedem și noi ce gătești de Nina. Hai! Nu e sosul ăla asiatic, dulcea acrișor care trebuie să fie, dar e un sos cum vreau eu, așa, strălucește el frumos și are o textură frumoasă în farfurie. Piureul sunt sigur că e bun și o să le placă șefilor. Sos dulce acrișor. Băi, e dulce și e și acru. E în altă direcție, așa, nu mă așteptam la sos dulce acrișor să aibă genul ăsta de farfurie. Un porc dulce acrișor, dar montat ca la noi. Sosul dulce acrișor te trimite din start către zona asiatică.
De acolo vine sosul. Niște cum genul ăsta de preparat așa. Mai puțin acrișor. E și un pic acrișor. E și acrișor, dar foarte puțin. Foarte puțin. N-a fost rea, dar nici inspirat. Avem și miel. Costiță de berbecuț cu o crustă de unt cu ierburi aromatice și alături un gratin de cartofi. N-am puțin tăiat și voi un pic de miel să buci. Ia vezi că l-am dat și prin sos. Gratinul ăla era un pic cam... avea nevoie de mai multă atenție. Pare un dofinoas pentru că este smântâna arsă pe margini. Gata! Mazăre! Ia uite aici. Piureul era ok, morcovul care l-am făcut un pic cu unt, deci e caramelizat practic așa un pic, am făcut specla roșie, iarăși este caramelizată, am zis că împreună o să meargă și sper să iau o notă bună pentru că preparatul mi se pare destul de simpluț așa și safe. Ia să vedem mazăre, piureul de mazăre, e cu specla, are piper în el? Bă, da. Mamă, ia de sos separat. Ai luat separat? Da. Mazăre, piure de mazăre, somon, a sărat, mamă, la ce piure avea de cu sarea? Foarte sărat. Ce ori avea cu sarea în sezonul ăsta, că nu-mi dau seama. Katsuobushi. Sunt foarte mulțumită de preparatul meu. Totul este foarte bun. Am gustat din tot preparatul. Place și piureul, și sosul, și puiul. Este foarte suculent, am reușit să gust. Da, o să vedem. Mamă, deci îmi place puiul să aibă piele. Hai să vedem și gustul. L-a pus în farfurie doar să fie... Cred că n-a mai lucrat concurentul ăsta cu Kotsubu și viața lui, știi? I-a dat greu. Nici aici, nici aici. Kotsubu și doar în sos poți să-l bagi oricum. N-ai cum să-l lași în farfurie. Te rog, pătească neagră. Aromă complexă, de prune uscate, coacăze negre și scorțișoare. Într-adevăr, rața este prima variantă. E ce trebuie acolo. Da. Aici ar trebui să fie. Exact ceea ce mi-am dorit eu, culoarea perfectă, sunt foarte mulțumită. Cartofi dulci cu piure, cu mazăre, cu varză de Bruxelles, cu tot felul de chestii pe acolo, cu fetească neagră. Și garnitura e bună și carnea e bună. Păi și cu cât să pleacă azi, mă? Cu 10? În battle-ul de acum avem 3 concurenți foarte puternici, și anume Laurențiu, Nina și Costică, care în mod cert își împart farfurile foarte bune. Aula, carne tocată și fișcă. Ia să vedem. Cu toate că colegii mei au fost cam reticenți când burger au văzut că, bă, e simplu, că nu știu ce, mai zic, voi nu ați gustat burgerul meu și voi nu știți despre ce vorbiți. Adică gustul stă în preparat, nu în faptul că e un burger sau faptul că sunt niște cartofi. Voi nu ați gustat cartofii aia să vedeți cum vă duc așa stările. O, burger! Burger! Ce cum zice? Burger! Cartofii buni? Păi nu știu de ce, dar anul ăsta la noi burgerii sunt toți fierți. Fac chiftelele atât de înalte, deci efectiv ai senzația că e o pleșcaviță sau că este un meatloaf sau că este cu totul și cu totul altceva, dar nu un burger. Burgerul pe mine nu m-a dat pe spate, din cauza texturii cărnii. Salățică, bă, de ce nu folosesc altă salată? Eu nu înțeleg care e treaba cu salata asta. De ce nu iceberg? Burgerul, cheeseburger așa care e brânză, iar cu salată verde de aia românească așa, știi? Mai acolo iceberg, păi valeriană dacă te duci în altă direcție. M-am gândit că este farfuria lui Pablo, că el are venurile alea prin Anglia pe acolo. Este o negresă. Negresă cu frișcă. Nu cred. Am dat în sfârșit de negresă cu frișcă. Altceva. Tonka. Hai să vedem tonka. Am pus caramelul alături, deci sper ca șefii să poată să-l toarne așa peste desert. Este foarte elegant, este frumușel, are gust. A scos ceva frumos. Miroase a tonka. Bă, e brownie sau negres? E un lava cake pregătit. Nu e lava cake. Vorba bine. Cred că e o negresă sau un brownie, nu-mi dau seama exact ce este, însă... Tonka și niște lime pe-n sosul ăla pe acolo. E așa o farfurie simpluță, dar foarte gustoasă. Nu-i bună? Absolut. E prea grasă? E abdată. Șoriciu e crud. Și asta, stronca asta, eu n-am înțeles niciodată. Da, tonka asta nu știu. Tonka. O să arată asta, hai să o vedem. Cine o fi aici? Nu știu, chiar nu-mi dau seama genul ăsta aici, că acum... Ce e asta? Eu asta vreau să... Nu știu, dar... A, e faină plăcită.
cred că mă reprezintă în totalitate față ea, pentru că este vorba de niște produse excepționale, șampanie, Saint-Jacques. Este un gust practic clasic, dar care ne duce să călătorim așa într-o lume a gusturilor. Interesantă tare, de tot ce gust mișto are, de te n-ai... Are un gust foarte fin, foarte elegant. Băi, tot sezonul n-am văzut farfurii de genul ăsta. Doamne, Dumnezeu, zici că n-au gătit ei. Da. Este o farfurie foarte bună. Foarte bună. Ăsta-i costică. Nu cred că e costică. Ați observat că n-am avut atât de mulți profesioniști sezonul deloc, ăsta. Chiar. Adică trei profesioniști. Da. Uite câte evoluție aici. Și uite-te ce farfurie au reușit să facă mulți dintre ei. E una dintre cele patru farfurii la care ne așteptăm să fie bune. Oricum, nu. Nu-mi dau seama cine a gătit. Ce senzațional asta. Nu știu cine a făcut-o, dar senzațională. Da. Ne spui ce avem aici? Cred că e indian concurentul, bă, tata. Este caviar de linte. Aha. Cu homar. Starterul nostru mi se pare cel mai frumos dintre toate. Sunt foarte, foarte mândră de ceea ce am pus în farfurie. Este culoare, este gust, este multă dragoste acolo. Vreți? Trece la a treia farfurie. Black cod asiatic, cu miso, fried rice, ciupercă, king oyster și un broccoli în tempura. Și crocheta cu ce? Încă n-am descoperit-o. E un aranțini. E miso caramel. Un pic prea dulce. Caramel de miso. Orezul, fried rice făcut așa, un fel de arancini. Farfuria Ninei, un pic cam prea dulce sosul. Exagerat de dulce pentru pește, adică genul ăsta de sos caramel l-aș prefera pentru un desert. Arancinii el a făcut din fried rice. Bă, fried rice-ul ăla n-are niciun gust. Nu înțeleg Matthew ce a făcut, pentru că el l-a gătit data trecută. De ce nu este la fel? Ăsta peștele este super. Este perfect. Peștele, da. Și dar ce-i pe lângă? Tot ce e pe lângă. Bă, peștele, spectacol. Nota miliard. Deci îți dau toate notele din lume cele mai bune pentru pește. Peștele era perfect. Misomirin, un caramel părât. Ce căuta ăla? Era orez prăjit, făcut un fel de guloi. Pă, bune, mă! Aici nu știu ce... Cal. Asta nu știu ce sunt. Și take și oyster. N-am înțeles ce sunt. Ce ăsta, broccoli? Broccoli, dar în tempura. Ba? Un broccoli, tempura, ceva. Black cod e una dintre peste mele favorite și a fost gătită după mine perfectă. A fost foarte, foarte bun. Mamă, dacă n-ar fi pus aranțini, ăsta ar fi fost genial. Păcat de sos, că e cam puternic. Nici mai avea rost biluța de fried rice. Crocheta. Pentru mine asta a eșuat aici. Dacă lăsa fără biluță, era perfectă parfumea, că poate dea 15. Am vrut să fac o decorațiune. Wow, așa da. Nu știu dacă mă vedeți de multe, o să zic wow, dar peștele cod a fost perfect. Perfect. Mi-a plăcut peștele și sosul, în rest tot ce a fost pe lângă, parcă nu au fost în simbioză, nu au cântat aceeași melodie. Nu știu ce să zic de asta, sincer. După reacția ta, parcă e ceva nedefinit. Cea de-a treia farfurie de la Main Course, Black Codul Miso, a prezentat elemente interesante. Pot spune că Black Codul a fost gătit bine, era flaky, era umed, n-a fost overcooked. În schimb, m-a dezamăgit foarte tare broccoli ăla pane. Dacă n-ar fi pus crocheta aia, era top. Crocheta aia nu mai avea ce să caute acolo. Mi-a dat finețea aia de la pește cu sosul miso și mi-a trântit crocheta prăjită în ulei nou. Hai mă, că asta s-a spart. Sferă de ciocolată cu sos de mango și curry. Mă reprezintă în totalitate. Văd o eleganță în farfuria mea. Nu știu dacă se vede chestia asta. Oare că eu o văd prin ochii mei, dar mi se pare că e foarte elegantă desertul meu și foarte curățel așa și foarte îngrijit. E plin de dragoste desertul ăsta. Asta e făcută de indianul ăla. Jur că farfuria asta e făcută de numărul 1 de la starter, da, indianul. Da, ăla cu curry. Ăla cu curry. Dar nu e rău deloc. Da, nu. Ca idee. Combinația asta e curry cu desert, chiar mi se pare îndrăzneală maximă. Ne-a rămas sos de la aperitiv. Știi, vorbeai ori la bal, ori la spital? Aici așa a fost. Hai să vedem. Aici la... Opa, ușor. Mă, aici de ce se sparge, mă, la mine și la ea nu? E talent aici, bă, ca să știi așa și e, tu. Da. E atât de rău? Da, e talent. E incredibil de puternic curry-ul. E posibil unora să le placă chestia asta, că e ceva ieșit din comun, dar imaginați-vă că băgați un pic de ciocolată neagră într-un
chicken curry spice. Și știi ce am zis? Băi, pune mai puțin ca data trecută. Nu știu de ce nu s-a concentrat absolut deloc pe desert Nina, pentru că i-am spus că deserturile pot câștiga finale. Al meu e... Du-te, bă, dai și cu al tău. Bă, al meu e față de ăsta. Ăsta e bun pe lângă ăla. Du-te, bă, de aici. N-ai avut desert, n-ai înțeles. Aha, uite că se poate să rămână crocat. Nu. Miroase curry. Nu, e cald. Se poate. Da? Păi nu, e cald. Mai departe. Și curry. Nu am văzut rolul, scopul și de ce a pus curry acolo. Nu știu, dacă îndrăznești niște gusturi de-astea extravagante, cred că trebuie să stăpânești foarte bine arta asta. Mamă, ce curajos ești, nebun. E curry, nu? Ce tupeu. Mișto rău. Uau, wow, ce interesant. Bă, cât tupeu să ai. E șmecher tare. Da, chiar e. Chiar e tare. Deci mi s-a părut cel mai curajos și îndrăzneț desert pe care l-am mâncat vreodată. Poți să-mi ies să mănânc, nu știu. De curiozitate, așa, nu știu. Sigur cineva a zis, dă-mă la mea, o facem, ce poate să fie rău? O riscăm. Ceva ce o să rămână foarte mult timp în cap. Curry cu ciocolată. Oricum e în finală.